Și acum, băieți, haideți să vă pun la pământ și să trec peste voi. Ce vei face cu cei 10.000 de euro? Cu cei 10.000 de euro o să investesc în mine pentru viitor, să fiu un sportiv cât mai bun. Cât de importantă este această piramidă pentru cariera ta? Această piramidă pentru cariera mea este o foarte mare oportunitate, mai ales pentru viitor, pentru ce o să fie în continuare. Te-a ajutat munca câmpului să devii sportivul de astăzi? Pot spune că da, pentru că nu e o muncă ușoară, e o muncă unde depui foarte mult efort, faci forță cum ar veni. Câte ore pe zi petreci la tractor? În jur de 9-10 ore, depinde, 11-12, depinde de zi. În afară de munca câmpului și sală, mai faci altceva? Nu prea, mai muncă pe acasă, ce mai e nevoie, una alta. Suntem la țară aici, stăm la sat, nu suntem orășeni, mai muncim pe la casă, mai ne ajutăm, prieteni, unul pe altul. Trebuie. De adversarii tăi ce știi? Toți adversarii, toți sunt experimentați, toți au mult mai multe meciuri ca mine, mult mai multă experiență, dar nici eu nu mă văd un sportiv rău, mă văd un sportiv bun și mă văd un sportiv pentru viitor. Atenție, băieți, vine tractorul peste voi!